Ce credeți despre poate exista o prietenie, amiciție între un băiat și o fată? Am auzit unii care nu zic prietenie, zice, suntem numai amici. Și eu spun, inamici. Nu se poate o prietenie decât doar cu scop declarat că ne căsătorim, aici e vorba de o posibilă numărătoare inversă, de luni de zile, pentru că altfel sentimentele scapă de sub control. Nu poți să te întâlnești cu o fată, să discuți, să trimiți poze și să rămâi rece. Spune un frate slujitor că vine o fată la el și îi zice, vă rog să veniți sâmbătă la noi că ne logodim. Cu cine? A, băiatul de aici, din altă țară. Nu vine o sâmbătă la voi la logodă, veniți voi luni la comitet, vedem despre ce e vorba. Nu, acum ne-am programat, e treaba voastră dacă v-ați programat, dar nu v-ați programat cu mine. Fratele a vrut să aibă ceva răgat să se intereseze de băiat. Și când a aflat toate datele, vine ea cu mama ei la comitet și spune, uite, frate, de ce nu? De fapt, nu, n-a venit cu mama ei, a venit cu tata, tata era nepocăit. Cum, nu vreți să ne ajutați copiii? Și spune fratele păstor, auzi, mi-a dat, ce să lămuresc, că mi-a dat, nu știi normele noastre la adunare, de ce nu vine soția? Și când vine și soția, fratelui, mama, fetei, și ăștia scurați, trebuie pe el, dar tu nu ai fost membru, nu ai fost plecat din țară. Băi, la noi nu a fost adunare în zonă, dar de un an e adunare la voi în zonă. Băi, n-am apucat să mă trec membru într-un an, dar fata ta unde a fost plecată ultimele două veri? Păi a fost acolo și unde a locuit? Până la urmă trebuie să recunosc că a locuit în aceeași casă, pe perioada vacanțelor ei, pare-mi să era studentă. Și sare mama fetei, spune, ei au locuit și bara asta și cealaltă în aceeași casă, dar ăștia nu s-au atins. Și păstorul zice, înseamnă că ăștia nu sănătoși. Nu-i bine să căsătorească, dacă 6 luni au stat în aceeași casă, nu au pus mânuța unul pe altul, să nu-i semn de sănătate. Cum vorbește așa, frate? Vă că așa vorbiți voi. Vă răspund și eu după nebunia voastră. Pentru că nu se poate. Vedeți?